de echipă a lui Tim, Rădiciu Vâlcea, prezentă astăzi aici. La următoarea în viață, în viața liniștilor, pe fărbă tine. Întâlnire de lucrat, se vă găsit copiilor și apropilor pentru o viață. Care a făcut pace și în mod sigur va face istorie în continuare pentru România. O selecționat la celor mai bune fete din România și nu numai. Campioana României și vice-campioana Europei la handball. Cine putea să fie președintele celei mai tare echipe de handball din România, vice-campioana Europei de către Suez, absolventa al Colegiului Național Unica, domnul inginer Ioan Gavrilescu. Încep cu sentimență, o încărcătură emoțională deosebită, pentru că acum 6 luni, în acest frumos amfiteatru, ne-am întâlnit câțiva colegi ai promoției, dacă mi-e și vreau să spun, 1957. Am terminat liceul, sunt 53 de ani de atunci. Mie mi-a plăcut sportul de mică, dar handbalul l-am început practic dintr-o întâmplare. M-am dus cu sora mea la antrenamente și am vrut să văd ce face ea, ce este handbalul. Și de când am intrat în teren, n-am mai ieșit de acolo. Mi-a plăcut foarte mult și asta am vrut să fac. În momentul ăsta, în competiție, sunt cele mai bune 8 echipe din lume. Bineînțeles, primul meci e cel mai greu, cel care l-avem cu putin nostru, însă avem o cupă foarte grea, unde, ce știu, orice echipă poate să învingă pe cealaltă, deci ce pot eu să zic, că nu o să ne învingă nimeni, mi-aș vedea tot sufletul, dar e greu de crezut, nu suntem roboți. Trebuie să cumpărăm un set de martele mai mult. Mulțumesc, frate. Deci,